Bursa Generală a Locurilor de Muncă, cel mai important târg de joburi organizat în județul Suceava, s-a desfășurat joi 14 aprilie, iar la evenimentul din acest an s-a pus accent și pe o prezență importantă a elevilor din anii terminali de liceu. Mirela Domnică, directorul executiv al Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Suceava, organizatorul bursei, a explicat de ce este necesar ca tinerii să vină la bursă, chiar dacă nu vor să se angajeze de a doua zi. Fiecare an, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează Bursa Generală a Locurilor de Muncă. An de an am constatat o creștere a interesului angajatorilor pentru această activitate de mediere pe care o organizăm, astfel încât acum, în 2016, Bursa Generală totalizează la nivelul județului Suceava o participare a unui număr de peste 80 de angajatori cu peste 570 de locuri de muncă vacante. Este adevărat că cea mai mare parte a participării o reprezintă, din punct de vedere teritorial, municipiul Suceava și comunele limitrofe, astfel încât din acel total de 83 angajatori, 49 sunt participanți la nivelul municipiului Suceava la această bursă, cu o ofertă de peste 370 de locuri de muncă vacante. De asemenea, bursa este organizată și la punctele de lucru din Fălticeni, Câmpul Lung și Rădăuți, unde am constatat, spre deosebire de anul trecut, o ofertă ușor diminuată, ceea ce ne arată că efortul pe care trebuie să-l depunem tocmai în această activitate de mediere la nivelul județului Suceava ar trebui concentrat în următoarele evenimente în restul județului. Se pare că municipiul mai generos din punct de vedere al prezenței agenților economici reușește până la urmă să vină în întâmpinarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă cu o ofertă mai generoasă, astfel încât în viitor ne vom concentra pentru celelalte zone ale județului. La această dată, oferta cu care s-au prezentat angajatorii la această bursă se orientează în continuare înspre domeniul construcțiilor preponderent, înspre domeniul confecțiilor. Ca noutate este o ofertă mai generoasă în ceea ce privește activitățile de prospectare a pieței de publicitate, pentru care angajatorii au venit cu condiția îndeplinirii unor dobândirii unor competențe în ceea ce privește studii superioare, în special orientate înspre comunicare, dar au totuși o deschidere în ceea ce privește posibilitatea ca, având alte studii, să poți ocupa postul respectiv. Constat că în anul acesta așteptarea este mai mare din partea angajatorilor. Să sperăm că această așteptare se va regăsi și în dorința de angajare a persoanelor care au venit să-și caute un loc de muncă la această bursă și să sperăm că finalul acestui eveniment va însemna un număr cât mai mare de angajări. Deja avem 5 angajări pe loc în domeniul construcțiilor, iar la o lună, când vom face monitorizarea și vă vom informa, să sperăm că rata de ocupare ca urmare a acestei burse să depășească acel procent de 10% pe care ni l-am propus ca target. Tinerii care își încep cariera cu o perioadă de șomaj ar trebui să fie mai puțin și în condițiile în care multe domenii de pe piața muncii din Suceava există deficit de personal. Dacă unii angajatori cer experiență, alții spun că sunt dispuși să primească în firmă tineri care doresc un loc de muncă și care vor să învețe. Cei mai mulți șomeri au căutat un loc de muncă în domeniul construcțiilor. Atât angajatorii cât și angajații speră ca acest eveniment să fie unul de bun augur. Puteți să ne spuneți ce domeniu, cu ce se ocupă această societate? Este o firmă de construcții. E înființată în 1953, cred că sunt în cea mai veche firmă din Suceava și ne-am adaptat. Înainte eram specializați pe închirieri de utilaje, betoane, acum ne-am axat pe construcții de drumuri, poduri, canalizări, stații de epurare, alimentări cu apă. Astea sunt care se cer acum și care sunt fondurile europene care sunt acolo. Spuneți-mi astăzi, la Bursa Locurilor de Muncă, ce căutați mai exact? Ce persoană doriți să vină aici la interviu? În primul rând, este mare lipsă de ingineri, constructori, drumuri și poduri. Deci este pe piață, este lipsă. Numai că, din păcate, noi cred că suntem printre singurii care angajăm, chiar după ce termină facultatea, angajăm. Cam în fiecare an angajăm. Stau, învaț la noi meserie. Și după aia pleacă la alte firme. Celelalte firme, din câte am auzit, peste tot unde se duc,
le cer vechime, 2 ani, 3 ani. Deci la dumneavoastră cine vrea să se angajeze, poate și chiar fără experiență, doar să dorească să învețe. Bineînțeles. Cu ce se ocupa această firmă? Mecanică general auto și de profil recondiționări, injectoare, pompe, turbo. Astăzi la Bursa Locurilor de Muncă, pe ce persoane așteptați să vină la interviu? Ce căutați mai exact? Persoane pentru profilul nostru de activitate, mecanici auto, electricieni auto și recepționeri, contabilitate primară pentru toate posturile din firmă. Ca orice firmă căutăm oameni competenți. Câte posturi disponibile aveți? Momentan, pe foaie, 6 posturi, dar pot fi mai multe dacă sunt persoane interesate. Sunteți interesat ca persoana care dorește să se angajeze la dumneavoastră să aibă în spate, nu știu, câțiva ani de experiență, așa cum se cere în ziua de astăzi? E de preferat ca persoana să aibă experiență, dar dacă este cineva care e interesat, îl putem și trainui, dacă mă pot exprima în modul ăsta, și dacă e capabil, putem continua fără probleme. Despre ce salariu vorbim? Se poate fi o încadrare de la minimul pe economie până trepte mai sus, până la un anumit punct permis de lege. Sunteți în căutarea unui loc de muncă? Da. În ce domeniu v-ar interesa? Orice. În oricare. Momentan sunteți șomer? Da. Și ați găsit, după ce v-ați uitat așa, ați făcut un conjur al meselor, ați găsit ceva care să vă intereseze, să vă atragă atenție? Am mai găsit ceva. Sunt mai mult pe la mes să văd ce este. Construcții. Aveți experiență? Am destulă. Și după ce v-ați uitat așa pe mese, ați găsit și ceva care să vă se potrivească în domeniul construcțiilor? Sunt locuri de muncă, văd că, dar trebuie să negociem. Noi suntem de la țară, facem navetă. Ce vă interesează în mod deosebit? Salariu? Salariu, da. Avem copii. Dar programul nu vă interesează? Programul? Programul cât mai lung. Programul se știe că e lung. E maxim. Dumneavoastră, în ce domeniu căutați? Caut tot în construcții, confecții metalice. Aveți experiență în domeniu? Am destul. Mai am 2 ani și ies la pensie și tot șomer. De cât timp sunteți șomer? Din decembrie. Și unde ați lucrat înainte? Am lucrat la Iscan, la o firmă de dar nu mare de lucru. Și, nu știu, am căutat și aici. Aici am de găsit. Unde sunteți? De la Lite. Și ce vârstă aveți? 57 de ani. Și dacă vă găsiți undeva în Suceava, ar trebui să faceți naveta, nu? Da, și așa am făcut naveta, că doar la Liteni, degeaba l-au făcut oraș dacă nu-i locuri de muncă. Și plus de asta, nu știu, și aici, toți care întreb angajări după 1 mai, după Paște. Și nu știu ce îmi place. Aveți vreo speranță că o să vă găsiți astăzi un loc de muncă? Am fost la 2-3 firme pe aici, dar toți aceiași. Nu l-a dat și cu altceva, mai mult lămuriri? Nu. Să-mi spune ceva, pap, concret, că angajează, nu, da. Număr telefon și la Sfântul Ștept. Și de ce vin la Bursa Locurilor de Muncă dacă nu cauți un loc de muncă? Mă uit. Sau ai venit să analizezi piața? Da, da. Ce vârstă ai? 21. Și ai terminat facultatea? Ai terminat liceul? Liceul. Și momentan cu ce te ocupi? Sau acasă, șomer? Acasă. Și acum dacă ai venit astăzi aici și găsești ceva într-un domeniu anume, ești dispus să lucrezi? Da. Dar cam ce ai vrea să lucrezi tu? În domeniul IT. Îți place informatica? Da. În ce domeniu v-ar interesa? Ce găsim? Și în construcții, și mobilă, și... Unde ați mai lucrat în trecut? Ce experiență aveți? În București am lucrat. În ce domenii? Mobilă, la comandă. Și în Suceava aici ca vopsitor. Tot în mobilă. Ce vârstă aveți? 45. Mulți înainte. Spuneți-mi dumneavoastră, ce căutați mai exact? Tot la un loc de muncă, sunt șomaj acum și aștept. Tot uităm să vedem ceva după studii care le avem. V-ați uitat la câteva mese, ați văzut ceva care să vă atragă atenția în mod special? Da, este lucrător comercial, sudori, este ceva... Ați prefera și un salariu anume sau
să fie ceva care să vă convină și ca timp și ca... După munca depusă, cam așa. În primul rând salariu, să ne convine. Dumneavoastră unde ați lucrat înainte? Am lucrat la revizia de vagoane, la un depozit de cherestea. Deci aveți ceva experiență? Am 18 ani de experiență tot. Prezentă la Bursa Locurilor de Muncă a fost și Alina Stan, reprezentantul biroului pentru rom din cadrul Prefecturii Județului Suceava. Aceasta a declarat că interesul instituției prefectului este la fel de mare ca și cel al Agenției de Ocupare a Forței de Muncă. Totodată aceasta a precizat că prezența unui număr atât de mare de suceveni la Bursa Locurilor de Muncă va aduce la îmbunătățirea economică județeană. Vreau să mulțumim Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă pentru invitație, în special doamnei director Mirela Domnicăi. Noi suntem un partener activ, instituția prefectului cu Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă. Mulți tineri și persoane care sunt în căutarea unui loc de muncă se adresează instituției noastre, iar în colaborare cu Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă îi îndreptăm și consiliem și îndrumăm pentru a apela la serviciile Agenției Județene și împreună să aibă posibilitatea să-și găsească un loc de muncă. Ne bucurăm astăzi că am văzut un număr foarte mare de participanți. Am făcut un tur al meselor, am văzut angajatorii și persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă. Am văzut oameni vârste tinere, persoane care sunt, se observă că sunt trecute de o anumită vârstă. Este important că lumea este în căutarea unui loc de muncă și asta credem că va duce la îmbunătățirea situației economice.